Campionatul mondial de fotbal, examenele ce au loc în această perioadă, dar și petrecerile din sezonul estival, vor scoate pe străzi mai mulți agenți de poliție și jandarmi. Toate acestea pentru a se preveni eventualele incidente. Toate structurile operative de poliție vor acționa pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice. În acest sens, subunitățile și structurile operative de poliție vor urmări punerea în aplicare a următoarelor măsuri. Identificarea locurilor și locațiilor unde sunt preconizate a se desfășura manifestări publice și preliminarea numărului de participanți în funcție de care vor fi stabilite efectivele angrenate în misiuni. Asigurarea prezenței active la vederea polițiștilor în uniforme adecvate și cu mijloacele din dotare, în locurile unde se concentrează un număr mare de cetățeni în scopul descurajării comiterii de fapte antisociale. Planificarea și adoptarea unor măsuri eficiente de ordine și siguranță publică pe baza colaborării cu IJJ Olt, STPP Olt și celelalte forțe complementare. În plus, jandarmii olteni vor avea în vizor și activitatea din târguri și piețe. Ei vor acționa cu efective sporite pentru a asigura liniștea și ordinea publică. Plan național, intensificarea schimbului de date, intra și interinstituțională, puterea cunoaștere riscurile și vulnerabilitățile prin prezența subacumată de ordine și siguranță publică, analiza situației din localitățile și zonele de interes unde vor avea loc activități specifice aceste perioade, încurajarea cu anticiparea fluxului de persoane către mănăstiri sau locuri de agrement, identificarea priorităților comune, stabilirea necesarului de informații pentru toate misiunile planificate. Nimeni nu va mai putea să se distreze fără știrea pompierilor. Aceștia vor trebui să verifice toate locațiile dacă au fost luate măsurile necesare pentru a preveni tragedia din clubul colectiv. De ochii vigilenței ai pompierilor nu scapă nici sălile de clasă în care se susțin examenele naționale. Efectuarea de controle și verificarea respectărilor prevederilor legale pentru desfășurarea activităților în spațiile cu destinație turistică, identificarea și desfășurarea de controle preventive la construcții și amenajări destinate pentru organizări de concerte sau spectacole, distracție, agrement, târguri tematici sau alte amenajări similare, cazare, campinguri sau alte spații cu caracter sezonier. Ministerul Afacerilor și Internelor va asigura ordinea și liniștea publică în perioada imediat următoare, în special pentru cei care petrec de Rusalii.